Salutare prieteni, eu sunt Liviu și bine v-am regăsit cu un nou videoclip. După cum știți din postările mele de pe de pe pagina care este în legătură cu acest cont de YouTube, am fost într-o vacanță și da, cred că am anunțat asta și într-un videoclip de Pokémon White Nuzlocke, dacă nu mă înșel, și din păcate trebuia să fac acest videoclip mai devreme, însă n-am putut pentru că am avut o răceală destul de minoră, pot spune așa, după cum am și anunțat pe acea pagină, pe care chiar aș dori să o vizitați, pentru că acolo mai postez de obicei notificări în legătură cu anumite lucruri pe care le voi face sau eu știu orice. Dați un like acolo dacă doriți, follow, nu știu, ceva. Că încă mai sunt răcit, din păcate, vocea mea încă e răgușită, însă am decis să fac acest video pentru că se apropie campionate mondiale și trebuie neapărat să vorbesc despre ele și nu pot să... trebuie să și fac videoclipul, să-l și randez, să și editez și o să dureze până fac chestia asta, așa că trebuie să-l duc măcar până la începutul campionatelor mondiale. Suntem pe pagina oficială Pokémon pentru că aici o să stăm, e locul în care poți găsi cele mai multe informații despre campionatele mondiale. Și după cum vedeți, avem și această știre despre Sun și Moon, aceste noi forme al lui Marowak, Meowth și Raichu, precum și Team Skull acolo, noua echipă. Însă despre ele vor vorbi într-un alt videoclip, pentru că am promis că fac un videoclip în care voi vorbi despre tot ce știm despre Pokémon Sun și Moon până acum, bineînțeles. Însă astăzi vom da click pe acest link care ne va duce către campionatele mondiale. Și vom avea niște de aici informații. Bineînțeles, ne vom uita și pe strategiile pentru Pokémon TCG, respectiv VGC. 2016 Pokémon World Championships. Nu voi încerca să citesc tot, voi încerca doar să iau toate amănuntele despre... deci sunt, vor fi jucători din 35 de țări. Asta, campionatul mondial va avea loc în San Francisco de pe 19 până pe 21, deci începe vinerea asta și se termină duminică, că e un weekend doar. Și cei toți concurenții care sunt calificați vor participa cu un total prize pool de $500.000. Este foarte mare. A, da, și să zic și ce competiții vor fi. Vor fi TCG, Video Game și Pokémon Tournament. Pentru prima dată în istorie, Pokémon Tournament va fi competiție pentru Pokémon, pentru a deveni campion mondial. Din păcate, pentru prima dată, cred că pentru prima dată, din cauza că locul în care ei fac acest campionat mondial va avea o capacitate destul de mică și pentru că există un demand foarte mare, publicul general, adică cei care nu participă, nu vor avea acces în interior, deci nu vor putea veni. Anul trecut au putut veni să se uite, după cum știați, aveau scăunele alea, deci numai participanții sau oamenii invitați cu familiile lor vor putea, sau jucătorii invitați cu familiile lor vor putea să intre în acest an. Și bineînțeles va trebui să aibă și un badge, o insignă aferentă ca să poată intra. Însă pentru cei care nu vor putea ajunge și bineînțeles pentru cei care nu se află în Statele Unite care să poată ajunge la San Francisco, bineînțeles, ca de obicei, puteți intra pe linkul pokemon.com/live, unde sunt streamurile, vreo 4 streamuri, ci există un stream general, un stream în care se vor arăta cam toate
lucrurile, adică un stream principal cum ar veni, care e Pokémon normal. Și vor fi 4 streamuri, încă 3 cu Pokémon Video Game, TCG și Pokémon, bineînțeles. Și zice că duminică toate meciurile de TCG și Video Game vor fi arătate pe canal. Deci ok, ce să zic. Acum să ne uităm și la schedule, la programul. All times approximate in subject to change, bineînțeles, toate tipurile sunt aproximative. Vineri, de la 9 AM până la 10 PM, aceste ore cred că sunt orele Statelor Unite, deci 9 AM Pacific, cred că e undeva pe la 4-5 după amiaza în România, ceva în genul ăsta, nu sunt sigur despre chestia asta. Mă uitați-vă și voi la... cred că anul trecut a fost la 4, să-mi amintesc bine, dar a fost în Boston, ceea ce înseamnă că e cu vreo 3 ore față de San Francisco, e cu 3 ore mai înainte, deci diferență mult mai mare cu 3 ore față de Boston, deci s-ar putea să fie și 7, posibil să fie 7 după amiaza, sau 7-8 chiar. Nu sunt sigur, posibil, voi dați și voi, dați 9 AM Pacific Time și vă vor, la Google o să vă arate acolo, o să vă transforme acolo în ora pe care voi o să aveți. Deci 9 AM, 10 PM, deci toate sunt de la Friday, Saturday la fel, în vineri și sâmbătă, duminică mai scurt, însă atunci sunt și finalele, deci se termină mai repede. Da, și aici schedule-ul pentru celelalte. Se pare că da, general coverage, deci se pare că numai vineri și sâmbătă va fi pentru cele două streamuri, cele trei streamuri și bineînțeles cel general, deci cele 4 streamuri doar vineri și sâmbătă, iar duminică va fi doar cel general, care se pare că nu vor mai arăta și aceste două, însă bineînțeles că streamul general vor arăta și Video Game și TCG, pare că Pokémon Tournament se termină chiar sâmbătă. Bineînțeles, zice să vizităm Pokémon.com live. Aici un TCG info, cum să securizezi invitațiile, nu cred că voi trece prin aceste lucruri, pentru că n-are rost. Livestream info, cred că am vorbit. Despre comentator putem să vorbim, cine va comenta acest... V-am anunțat cine va... când va fi, când vor fi aceste live-uri. Pentru Pokémon Video Game Champions League va fi Ray Rizzo, Duiha, Evenlat, Jay Blake și Aaron Zeng. Aaron Zeng este un fost câștigător de Video Game. Se pare că nu va fi Shady Penguin, nu va fi. E ciudat așa, de obicei el comenta la Video Game. Cine știe, poate nu va fi de data asta. Iar la TCG Kyle Sablehouse, cred că de la acesta este din Germania, cred. Kyle Pukasukovic, după cum știți, de la Top Cat. Kenny Wisdom și el, cu foarte cunoscut în nume, Josue, care e și el mereu acolo, iar și bineînțeles de Jay Wicks, care știți și voi cine este, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Iar pentru Pokémon Tournament un nume așa atrage atenția este bineînțeles D1, care de obicei comentează Smash, însă el este luat și pentru Pokémon Tournament, unul dintre cei mai buni. Și un schedule mai amănunțit, aici avem, vinerea, deci la 9, bineînțeles, va fi opening ceremony, ceremonia de deschidere, în care eu personal mă aștept la
ca anul trecut. Anul trecut a fost la ceremonia de deschidere, s-a prezentat Pokémon Tournament pentru Wii U. Deci ne putem aștepta la ceva nou la acest opening ceremony? Nu sunt foarte sigur. Ori mă aștept ori la acest opening ceremony, ori la ceremonia de final. Însă anul trecut la ceremonia de final a fost chiar nimic și noi așteptam, eram pe stream și tot așteptam să ne anunțe așa și s-a terminat așa brusc, am fost foarte dezamăgiți. Mai ales că era și Junichi Masuda acolo și v-a dat seama că ne așteptam să facă ceva. Știți cum e memul ăla cu ăla care are un băț și se încearcă să miște ceva care nu se mișcă și zice do something. Cam așa eram noi către Junichi Masuda, să facă și el ceva. Și aici sunt programele pentru turnee cu finalul, dacă nu mă înșel, finalul Sunday, nici nu cred că e un bun ceremonie de final, nu cred că este, nu cred că arată nimic, deși am văzut multe leak-uri, se zice că în ceremonie de final o să fie prezentat ceva, Rainbow Greninja, așa am auzit, este într-un leak de pe 4chan, e, da, să vedem, posibil să nu fie adevărat, însă vom vedea. Side events, da, cred că la prizes am putea să mergem, să ne uităm. Acesta e ultimul lucru înainte de a vedea strategiile și echipele pentru VGC, respectiv TCG, pentru Masters Division, of course. Da, după cum am zis, $500,000 în, ca... Da, se pare că am avut o problemă tehnică și a trebuit să tai o anumită parte din videoclip, însă da, revenim. $500,000 în prizes. În prizes, deci nu vor fi chiar bani, dar vei primi anumite premii, probabil. Scholarship sau... poți primi și cash, aparent, deci poți să-i primi și cash. Primul loc... Primul și al optulea loc se poate să alegi între scholarship, adică pentru cei care, asta e pentru cei care au peste 18 ani, adică poți să folosești ca scholarship pentru, nu știu, pentru universitate, pentru liceu, eu știu, sau poți să primești cash. Și pentru cei care au terminat sus, însă mai jos de locul 9, primesc doar cash. Cei sub, tot așa, primesc scholarship sau travel certificate. Deci probabil vor putea călători undeva. Da, și cred că cam atât. Da, într-adevăr, și pentru cei top finisher și cei mai jos de locul 9, tot așa, travel certificate. Deci pot să călătorească. Și avem premiile pentru fiecare poziție, să zicem. Primul loc pentru TCG primește 25,000 de euro. Pe când primul loc pentru VGC primește 10,000 de euro, deci mai mult decât dublu primește cel de pe de la TCG decât cel de la VGC. Se consideră că TCG-ul probabil e mai greu și necesită mai multe, nu știu, mai mult skill probabil, nu știu. Eu știu. Și, într-adevăr, și celelalte locuri au mai multe. Aici la TCG primesc până la locul 32 primești ceva. Față de VGC unde primești până la, doar până la 16. Nu văd premiile pentru Pokémon, cred că sunt aici. Ia să vedem. Trebuie să intrăm pe site-ul Pokémon Tournament. Da, nu cred că are rost. Însă atâta am vrut să vă arăt. Încă Pokémon nu vreau să vorbesc, pentru că n-are sens să vorbești despre strategii la Pokémon, pentru că acolo sunt câteva caractere și cine e mai bun câștigă, acolo e un fighting game. Deși la Smash ai putea vorbi că există personaje care sunt mai bune contra altora, aici nu prea poți, pentru că nu știi ce să aleagă adversarii.
că despre VGC sunt anumite lucruri care le cam cunoaștem. Și da, asta e. Aici avem VGC Teams și TCG Teams. Voi începe cu... cred că le aveam aici. Nu știu de ce nu mi-apar acum. Le aveam... aici mi-arată UK Nationals, Germany Nationals, unde au... care au fost câștigători la VGC. Însă nu asta mă interesează. Mă interesează să văd... acest document, Discover Dex for... asta e pentru 2015, cred. Nu mă interesează pentru 2015, bineînțeles, mă interesează pentru 2016. UK National Teams... Da, aici ne arată UK Masters Division Top 8. Însă cred că există și un link în care mi-arată, bineînțeles, favoriții. Cred că trebuie să dau pe Home. Acolo o voi putea vedea. Cred că trebuie să dau mai jos. Video Game World Championships Primer. Cred că aici e. Am ca sigur. Mă gândesc. Da, aș trebui citit toate chestiile astea. Uite, o impot din jump la acolo. Nu cred că... nu cred că am mai văzut un jump acum. Interesant. Bun, da, primele paragrafe despre, așa, în general. Telefon în timp scustim. Deci, da, bă, că știți, în formatul acesta oamenii vor avea șansa să aleagă doi Pokémon legendari, cum ar fi Mewtwo sau Groudon. Bineînțeles, poate fi Rayquaza sau Kyogre sau mai știu eu care legendar mitic. Cei care de obicei sunt banați pentru că sunt Ubers. Însă se pare că de obicei se merge pe Groudon, dacă nu mă înșel. Groudon, Xerneas, Bronzong și el este un bun Bronzong, Cresselia, Thundurus, Salamence, Kangaskhan, Smeargle. Nu știu ce cu Jumpluff. Cred că e din 2013. Sau... Yveltal și Jumpluff. Interesant. Sylveon. Da. Cred că mai bine... cred că era mai bine cum ne-a prezentat... în celelalte, pentru că aici doar e vorbăraie mare și chiar n-am chef să citesc chiar absolut tot ce e acolo. Să putem să intrăm pe naționale, să vedem cam care a fost trendul. Da, ce zic, câștigătorul, uitați ce a avut. A avut Salamence, Cresselia, Groudon, Kangaskhan, Thundurus și Kyogre, deci cei doi legendarea lui a fost Groudon și Kyogre pentru acele weather control, pentru controlul vremii, pentru că și alții aveau Kyogre și gen când îl pui pe Groudon teren dezactivează abilitatea lui Kyogre, dacă îl pui pe Kyogre dezactivează abilitatea lui Groudon și de aceea sunt foarte importante. Avem și moveset-uri aici. Înțeles că Salamence cu Intimidate e important, ca fel ca și Kangaskhan, Omega Kangaskhan e un... încă acolo, e încă important pentru așa. Cresselia e foarte bună, înțeles, Fake Out, Low Kick, Double Edge, Protect, Double Edge pentru Stea, Protect pentru că... na, trebuie să ai Protect. Low Kick probabil pentru... nu știu, e un atac de Fighting, are... o arie mare de... așa și Fake Out, bineînțeles, pentru acel priority pe prima tură. Salamence pentru Protect, Substitute, Double Edge, Hyper Voice aici. Acest tip a folosit. De bine, aceste moveset-uri pot fi schimbate.
Însă mai mult să ne uităm la Pokémon, pentru că asta este important. Avem alt tip cu Gengar, aparent, cu Groudon, Xerneas, Latios, Kangaskhan, Mega Kangaskhan, Gengar și Amungus. Da, și Amungus este, cum vedeți, la aceștia doi au amândoi Amungus. Acest tip are Kyogre în loc de Xerneas, Andurus la fel. După cum puteți vedea, este o... un fel de... Uite, și un tip cu Ditto, aparent. Este, de obicei, sunt cam aceiași legendari aleși. Ori e Groudon Kyogre, ori e Groudon Xerneas, ori e Rayquaza Kyogre. De obicei, sunt cam aceiași. Bineînțeles că se pot schimba anumite chestii. De obicei, ca Mega îl vom vedea pe Mega Kangaskhan, însă și Mega Rayquaza poate să apară în joc. Mă, acest tip bănesc că are Mega Rayquaza. Vreau să cred că e Mega Rayquaza. Ferrothorn și el este o șansă. Gengar e mai puțin văzut, însă Epolos Salamence este foarte jucat și el. Ia să vedem la German National, sunt curios. Deși ar trebui să ne uităm mai degrabă la US, pentru că aici e mai important. Pentru că ne poate da o... Nu știu, la US de obicei se întâmplă și ce se întâmplă la Worlds, pentru că are loc în acești. Da, aici vedem Smeargle cu Groudon și Xerneas la câștigător, precum Cresselia. Cresselia e mai mult pentru acel... pentru că are și Moonlight și poate să văd că nu-i folosit cu Moonlight, e folosit cu Ice Wind, Psychic Helping Hand, da, poate să fie și Trick Room. Depinde cum gândești strategia, cum îți faci ceilalți Pokémon. Ai un Helping Hand pentru Kangaskhan, vă dați seama cât damage dă. Alții cu Xerneas, Groudon, după cum am spus, Smeargle iarăși apare și Bronzong și Salamence din nou, Kyogre cu Mega Rayquaza, cred că e Mega Rayquaza, nu cred că e Mega Meowile, e posibil să fie însă Mega Meowile și Rayquaza să fie doar normal, ar fi o chestie, chiar sunt curios să spun la detalii. Da, e Mega Mawile, e Mawile, are Mawile, deci e Mega Mawile. Rayquaza are Focus Sash. Interesant. Da, altul tot cu Groudon și Kyogre, Mega Kangaskhan, altul iar cu Mega Kangaskhan. Deci, aș vrea să termin spunând, băgând o concluzie așa, cu siguranță vom vedea Kyogre, Groudon, Xerneas, Rayquaza, Mega Kangaskhan, sigur, Mega Kangaskhan, Cresselia, m-am mâncat sigur, probabil Smeargle și Bronzong, Smeargle, Bronzong și un rest, surprize probabil, ce am mai văzut, am avut Thundurus mai mult, Smeargle am mai văzut destul de mult, la mulți. Cam ăștia sunt, deci de-aia e, toată lumea zice că nu prea actualul mod de a juca nu e extrem de competent, nu e extrem de variat, pentru că, cum să vă zic, e... Pokémonii cei mai buni sunt folosiți cam aceiași, de tot aceiași Pokémon. Nu se știe însă, nu aș băga totuși mâna în foc că... așa va fi. E posibil ca cineva să vină cu un Pokémon surpriză, cum a fost Pachiris în 2014 și cu ăla să facă jocul. Însă nu se știe niciodată. Cam atâta despre VGC, pentru că cam atât am avut, așa. La TCG e ceva mai complicat însă. De ce spun asta? Pentru că la TCG, nu știu dacă am anunțat chestia asta, în septembrie va avea un loc un nou rotation. Un rotation care va fi huge, va fi extraordinar de... Va da peste cap absolut tot metagame.
Deci toate în standard vor apărea numai cărțile de la Primal Clash încoace. Deci n-o să mai avem Joltik, Pumpkaboo, Battle Compressor, Trevenant XY și multe alte cărți care acum sunt competitive. Deci, la revedere Night March, la revedere Trevenant Break, probabil, la revedere Saizmito, pentru că îl pierdem, Furious Fist nu va mai fi în... în standard, va fi în expanded, din păcate. Și așadar ne putem, însă pentru acest campionat mondial vreau să vă anunț, încă mai rămâne rotația veche, deci încă rămâne această rotație, încă Night March încă este un competitor bun, care a și câștigat de fapt naționalele pentru prima dată, cred că un Night March a câștigat naționalele anul ăsta. Posibil să vedem, poate câștigă și mondialele. Ce decuri însă trebuie luate în considerare? Avem pe Nick Robinson care a câștigat cu Night March Vespiquen. Există mai multe forme de Night March. El a câștigat cu o formă de Vespiquen. Însă ceva așa că era să uit. Ideea e că a apărut un nou expansion chiar între naționale și mondiale. Deci s-au mai adăugat niște cărți care ajută pachetele. Așa că aceste pachete nu mai sunt relevante deja, pentru că au apărut anumite cărți care pot schimba toate lucrurile. Însă, cred că voi trece, voi încerca să văd dacă găsesc ceva legat despre și despre acest nou, pentru noile strategii pentru TCG cu Steam Siege, care este noul expansion. Da, este Night March cu Vespiquen, bineînțeles cu Shaming, Double Colorless, Puzzle of Time, Battle Compressor, Vesicar Teammates, Hex Maniac Zero, Sig Lysander, and Starling Megaphone, Hero of Town, Napshix, and Hesthammer. Este un deck interesant, adică a câștigat până la urmă. Îl văd și la naționale foarte bine, mai ales că au adăugat și o carte foarte interesantă care te lasă să îți pui două energii speciale din discard pile înapoi în deck. Este un item card care face chestia asta, ceea ce e foarte bun la sfârșit de joc, când nu mai ai double colorless energy și ai nevoie de ele, poți să le prepui în pachet și poți să le tragi iarăși, ceea ce e un lucru bun. Acesta e deck-ul campionului. Alt deck este Saizmito Giratina, care a fost foarte popular și încă este de fapt. Shaymin, Hupa, bineînțeles, pentru a pune cei EX acolo. Latios e o interesantă, pentru că Latios, de ce este folosit Latios în multe? Este pentru că poate să atace în prima tură și poate da 40 de meci cu un Muscle Band, poate da 60 de meci, deci dacă adversarul tău are un Pokémon basic în active spot și din păcate nu mai are, să zicem, un bench Pokémon, și acel Pokémon are, să zicem, sub, are 60 sau sub, poți să câștigi din prima tură. Bineînțeles că ai Energy Double Dragon și Double Colorless. În rest, niște item carduri mai normale aici, ce să zic. Headringer pentru mai mult e acest deck este mai mult pentru Disruption, să nu folosesc adversarul item carduri sau energii speciale, Stadium și ce mai făcea Chaos Wheel și Stadium, așa. Avem Ultra Ball, Fighting Fury Bell, Muscle Band, v-am spus pentru acel prim tur cu Latios, care poate fi util, Floatstone, Silent Lab, poate fi imun, Ultima cu a Secret Base, pe care nu l-am mai văzut de mult, însă uiteați că e folosit pentru Retreat Cost. Puzzle of Time, care mereu e folosit în orice pachet, pentru că e foarte bun, mai ales dacă folosești două părâni, poți să-ți iei două cărți din discard pile și să le pui în mână. Super Scoop Up pentru a lua Pokémon, ar pune din nou dacă are damage. V-Seeker, Crushing Hammer, bineînțeles v-am spus, acest deck este pentru Disruption, Zero Seek, cu Headringer, cu Crushing Hammer, unii mai folosesc chiar și Enhanced Hammer.
și cu Size Mitov, cu Vigilatina, nu l-aș pe adversar să facă absolut nimic. Alt deck la care vreau să mă uit este Water Toolbox cu tot Size Mitov. Pardon. Însă cu Regice, cu Glaceon, cu Cupa, Manaphy care e important în Water. Acesta este numai din Water. E folosit cu Water Base, cu Water, doar cu Water Energies. Pentru că aici poți să faci mai multe chestii. Poți folosi Energy Switch și Max Elixir pentru a face boost la Water Energy. Și poți să-ți pui foarte multe energii într-o tură și poți să atagi direct. Aici intră în scenă al doilea atac al lui Seismitoad, Grenade Hammer, cu 130, care dă 130 de mii. Este foarte important, pentru că poți să folosești și Quaking Punch, poți să folosești și Grenade Hammer. Poți să folosești Quaking Punch până îl aduci pe adversar la, să zicem, 90 damage, sau, nu știu, 90 damage. După aia poți să faci Quaking Punch să faci knockout. E strategie foarte bună. Lași item locked până îi faci knockout Pokémon. Bineînțeles că e foarte mult, mai ales că are retreat cost free de la Manaphy. Și dacă ai nevoie să pui altul, să dai heal la celălalt cu Rafsis, pentru că Rafsis știm bine că face heal la Pokémon și poți să-l ții pe bancă ca să-l ții stabil acolo. Și bineînțeles Fighting Fury, Super Road pentru a-ți pune energiile, sau nu, de fapt Pokémonii sau energiile, Starling Megaphone și bineînțeles cele normale, V-Seeker, Ultra Ball, Azik totodată e bun, Xeroseek pentru a-l mai face disruption adversar, Lysander ca de obicei, N mereu folosit pentru că e foarte, o carte foarte bună de când a revenit. Mereu folosit Hexmaniac, totodată e și el util. Liam Williams are un deck foarte interesant cu Darkrai. Chiar interesant acest deck, pentru că folosește Darkrai Giratina. N-am înțeles foarte mult cum funcționează acest deck, însă este foarte interesant. Hydreigon EX, care are, bineînțeles, oferă un retreat cost mai puțin pentru dragoni. Latios, Yveltal. Folosește un este foarte interesant, încă Darkrai are acel atac Dark Pulse, precum și Dark Head. Și poate fi important, a ajuns foarte destul de departe și îl văd și de data asta ajungând destul de departe, în care și multe disruption-uri. Bineînțeles Giratina, Enhance Hammer, mai ai și, dacă mă înșel, Xeroseek, nu cred că este Xeroseek aici, însă ai X-Mania care face treaba. Max Elixir, da, acesta este un fel de Water Toolbox, însă folosește Max Elixir pentru Dark Type, pentru Darkrai. Pentru Giratina îl pui două Dark Energy-uri și un Double Dragon și poți să ataci. Și bineînțeles tot așa. Mergele și Latios pentru acel first turn. Poate ai noroc să câștigi din prima tură. Se întâmplă, să știți, chiar există. A, da, și bineînțeles Yveltal pentru Oblivion Link, pentru a da un boost la energii mai mari. Night March, de această dată fără Vespiquen, cu Mew însă. Mew și cu Jirachi, cu Stardust, care este extrem de OP. Dacă discartezi o energie specială a adversarului, acest Pokémon nu mai poate fi atacat în următoarea tură a oponentului. Foarte, este un altfel de Night March. Aici aveți lista, o vedeți, nu e mare diferență față de celălalt. Trevenant, foarte bună pentru disruption item, pentru item lock. Trevenant Break, ca de obicei, Trevenant Break poate da damage destul de micuț, însă este săpăitor, încă nu poți folosi iteme
și dă damage treptat, treptat până te omoară. Folosește Super Road ca să-ți mai ai niște energie sau Pokémon, Headringer pentru Disruption, Red Card, tot așa avem un Disruption ca să-l țină pe adversar cu 4 cărți în mână. Ultra Ball, foarte bun, ca de obicei Trainer's Mail, Dimension Valley ca să mai scadă din costul la energie, V-Seeker, Crushing Hammer tot așa pentru a scoate energie din, de la adversar. N, bineînțeles, Delinquent poate fi interesant, unii player joacă câte unul pentru tot așa pentru Disruption, pentru că dacă discartezi un stadium, poți discartezi 3 cărți, deci dacă adversarul nu mai are doar 3 cărți în mână și tu joci această carte, îl lași fără cărți în mână și practic îl lași în poziție de deck, de top deck, ceea ce e nasol rău. Team Flergun tot pentru Disruption, Sycamore, Wally pentru first turn, Trevenant Break, se poate să ai un first turn Trevenant Break, dacă nu mă înșel, da, chiar se poate, de fapt second turn Trevenant Break, pentru că poți evolua și după aia poți folosi și pe Trevenant Break, și să-l pui pe Trevenant Break, din a doua tură. Din prima tură, bineînțeles, poți să-l folosești pentru Trevenant, pentru acel pentru acel item lock. Însă da, pentru în primul pentru asta, adică în primul tur să ai item lock e prea OP. Un alt Trevenant, același lucru, joacă absolut ca să mai dea mai mult damage, pentru că când îl pui pe teren Absol dă, poți să pui 3 damage counters pe unul din Pokémonii adversarului, cred că din bench, nu? Nu zice, deci unul din Pokémon, deci poate fi util ca să mai pui așa. Acesta vor să știi Weakness Policy, care e foarte bun pentru Trevenant când sunt momente, sau Bursting Balloon. Nu știu dacă am văzut o versiune cu Bursting Balloon al lui Trevenant, nu cred. Și bineînțeles mai e acest deck care e super enervant, e cel mai probabil cel mai enervant deck, Bespicuin Vileplume, un de cel mai rapide deck-uri care există. Practic first turn item lock ca și Trevenant, numai că e mai dur de data asta, pentru că tu poți să faci setup-ul tău cu Vespicuin, îți pui câte cărți poți tu în Discard Pile și după aia ai un Pokémon care poate dea, să zicem, cel puțin 100 damage. Ai item lock-ul pus și adversarul trebuie să joace de acolo, fără itemuri, doar cu suporte și Pokémonii pe care ai. Și tu, practic, după aia, în tura următoare, dai 100 damage. E mult prea mult, părerea mea, e incredibil. Bineînțeles, folosește Forest of Giant Plants pentru prima tură să poți să-ți evoluezi toți Pokémonii de grass. Sycamore 2, Z2, Lysandre, Ultra Ball, nu e mare lucru, Revitalizer, bineînțeles, Floatstone, nu e mare acest deck, însă poate să facă ravagii. Joacă și 2 Bunnelby pentru că există posibilitatea ca la sfârșitul jocului să rămâi fără Double Colorless, există și posibilitatea asta să ajungi la ceva, la top, la deckout situation unde nu poți, trebuie neapărat să mai pui cărți. Și poți să folosești pe Bunnelby de 2 ori, poți să ataci și să mai dea 2 cărți în pachet sau să scoată de la adversar 2 cărți. Deci asta e mai greu cu acest deck să se întâmple. Cu alte deck-uri, de exemplu Wailord, se putea. Bun. Și cred că cam atât, însă vreau să găsesc și dacă există și strategii pentru anul acesta, pentru că v-am spus, există un nou expansion și acel expansion
a schimbat mai multe. Uitați jos, chiar aici scrie The Impact of XY Steam Siege. Da, primul lucru pe care zice, zice It's all about Nightmarch. Cam așa ceva, Nightmarch e cel mai bun deck și el va fi cel de bătut. And then 2070 standard format rotation means players won't have to deal with Nightmarch decks next season, but the 2016 World Championships are another story. Stop us if you are heard if you've heard this before, but throughout the entire 2016 season, from City Championship to National Championship, Jolting and Punkum have dominated the standard format with their simple yet devastating Nightmarch deck. Bineînțeles, știm chestia asta, că în 2017 nu va mai fi Nightmarch, însă în 2016 încă este pentru campionatul mondial și că anul ăsta, într-adevăr, Jolting și Punkum au cam dominat formatul standard. Blizzard had hoped that the return of N and the emergence of new strategies could keep their deck at bay, but the results of at US National show that Nightmarch is as strong as ever. In fact, it continues to adapt and improve with innovations such as Nick Robinson's addition of Vespiquen. Da, adiția lui Vespiquen în deck-ul Nightmarch e un lucru foarte bun, pentru că te poți bate cu Seismic Toad, în primul rând, care e adversarul tău numărul 1. Heading to the World Championship might be as simple as this. Use Nightmarch or use a deck that beats it. Da, cam așa e. Ori folosești Nightmarch la campionatul mondial, ori folosești un deck care îl bate, de obicei, care are avantaj. Însă asta poate să te dezavantajeze cu alte deck-uri, pentru că nu toți o să aibă Nightmarch. Nightmarch have been defined as the most popular and powerful deck in the tournament environment, and it cannot be avoided or ignored. With this in mind, we could see an influx of decks aiming to lock down item cards, particularly the Battle Compressor, that makes the deck run smoothly. The most successful iteration of this content at US Nationals were Marcos Garcia, Seismic Toad X, Giratina, bineînțeles, precum și Trevenant Break, precum și Vileplume și Vespiquen deck. All of this content should remain viable choices for the World Championship, and it wouldn't be surprising to see players gravitate towards them in attempt to take down the massive number of 9 decks that are sure to be played. Da, deci astea sunt deck-urile. Seismic Toad, Giratina, Trevenant probabil, Vespiquen, Vileplume pentru a putea să facă față Nightmarch-ului. Care este impactul Pokémon XY Steam Siege? The wild card for the 2016 Pokémon TCG World Champion is the news that XY Steam Siege will be legal to use at this event. Deci da, nouă expansion va fi utilizat. This is the first major event where these new cards will be used, which means there are no timelines to tell players which new cards will impact the environment. Deci da, fiind nou, foarte nou, nu se știe care este impactul pe care îl va avea acest nou expansion. Pentru că nu se știe ce cărți vor fi adăugate în pachetele noi, în pachetele existente deja. The initial feeling among players is that the training cards will make the biggest difference, and some of them could completely alter what strategies are viable. De adevăr, este acum un Pokémon Ranger stands out as an immediate game changer. Some of the most popular strategies rely on disrupting the opponent with attacks that have additional effects, such as Giratina EX and Chaos Wheels, Jolteon X Flash Ray and Greninja's Shadow Stitching. This one supporter card removes those effects in an instant. Da, deci acest supporter card taie toate efectele pe care le, toate abilitățile pe care le au atacurile fiecărui Pokémon. Deci, de exemplu, Chaos Wheel face ca stadiumurile și stadiumurile special attack, special energiurile și stadionurile să mai fie folosite. E bine, dacă folosești această carte, vei putea să le folosești în acea tură. Ceea ce e cam greu, adică într-un fel avantajează Nightmarch-ul din nou. Special charge, another powerful card to watch for, allows players to recover special energy cards such as the ever important double colorless energy. După cum am spus despre acea carte care
despre acesta este special charge. Two popular strategies against nine match players have involved disrupting nemit effects of attacks or discarding all of their special energy cards, and those options are much less effective with introduction of these two cards. Da, deci aceste două cărți întăresc chiar nine match-ul, deci practic îl fac și mai puternic decât era, deși de parcă nu era destul de puternic până acum. Some trigger trainer cards also might be see some play. Ninja Boy can provide a unique effect of swapping out a basic energy, basic Pokemon in play with one from the deck, creating all sorts of odd scenarios. Da, e interesantă cartea Ninja Boy, să schimbi Pokemon pe care l-ai în basic, în play cu unul din deck, e ceva. Poate fi interesant Ninja Boy. Captivating Pokepuff can completely change a game, pulling basic Pokemon from the opponent's hand into their bench. Și asta e interesant, noua carte. It's important to know that if a Pokemon has an ability that activates when you play this Pokemon from your hand onto your bench, that ability won't happen if the opponent uses a captivating Pokepuff to lure it from your play. So this card is particularly useful against Chaining X and for players who are looking to take a risk. Greedy Dice has the potential to completely swing a game. The odds aren't great. You can't play Greedy Dice at all unless you take it as a face down price card. And if you manage that, you still have to win coin flip, but the payoff of an extra. Da, Greedy Dice nu cred că va fi cine știe ce folosit, deși da, poți să iei un price card fără să fii făcut absolut nimic, însă ai nevoie de mult noroc. Și acel Captivating Pokepuff poate fi bun pentru Shaymin X, pentru că poate să pună un Pokemon din mână în bench fără a activa abilitatea. De exemplu, dacă tu ai un Shaymin X în mână și adversarul folosește această carte, tu ești obligat să-l pui cu Shaymin X în jos, să nu iei cărțile pe care trebuie să le iei în mod normal cu Shaymin. Deci poate fi foarte important pentru Shaymin, pentru Shaymin X. It's always hard to tell which Pokemon will be successful in tournament, but there are a few that seem to have star potential. Volcanion, pentru că în acest moment pe Volcanion, și Volcanion is for a ferocious fire type team that could ignite some new deck ideas. Volcanion EX is team up ability, let you discard fire energy to boost the attacks of any basic fire type Pokemon, and that Volcanion's power hitter attack or the blacksmith supporter card can attach those discarded fire energy to the Pokemon to speed things up. With multiple Volcanion is all using the steam up ability in the same turn, the damage can add up very quickly. The weakness of two water type Pokemon such as Seismitoadix or Greninja might make this a risk choice for horse, but it would be powerful in the right environment. Da, nu știu dacă noi Pokemon vor fi neapărat folosiți, deși e de un Yan Mega foarte interesant, cu abilitate interesantă. Yan Mega is another interesting card that could pop up in the World Championship. It isn't the most powerful Pokemon out there, but in the right Sonic Vision ability allows it to attack for free, no energy card necessary. Assault Boom doesn't do much damage unless the opponent's Pokemon has a Pokemon Tour card attached to it, so attaching Head Ring or Jamming Net to an opposing Pokemon EX is an easy way to trigger the extra damage. If you evolve it into your Mega Break, it keeps the Sonic Vision ability, which means it could use the 100 damage barrier break attack for free too. Deci poate să folosească un atac de 100 damage pe gratis, fără nicio energie. E foarte OP, însă bineînțeles, există anumite circunstanțe, trebuie să ai un Pokémon tool pe el, să poți folosi Headbringer, ceea ce e bine. Înțeleg, există super scoop up care poate să fie bun împotriva acestei strategii. And with the help of the Forest and Iron Pass Stadium card, this grass-type Pokemon can come into play in an instant for some immediate pressure. Da, cred că Yan Mega va fi foarte bun, mai ales după aceste Worlds, când vor fi noua rotație, Yan Mega va fi foarte folosit, Yan Mega Break. Pentru că e o carte nouă care... Forest of Giant Pass, știi bine că este din...
din origin, Ancient Origins, deci va fi tot în standard, ce va fi important. A few other Pokemon could help existing strategy becoming more strong. Even Tal Break gives yet another option to darkness type decks, which always seem to pop up and then. Da, probabil să fie folosit Even Tal Break cu Even Tal normal, pentru că e deja la deja e folosit în Darkrai decks. Deci nu n-ai zice că trebuie, aș zice că trebuie considerat, luat în considerare. Deja s-a făcut prea lung videoclip, am vorbit foarte mult. Deja gâtul meu mă doare și mai rău decât mă durea înainte, să nu contează. Da, mai avem Haulucia. Aparent un maghiar Naix cu Mystic Heart Ability and Offensive Fire Power of Cobalt and Revenge Blast Attack. Da, astea sunt deck-ul metal, să nu cred că vom vedea prea multe. Haulucia Sudden Cyclone Ability provides an easy way to push the opponent active Pokemon out of the way, which could be useful against Revenant and its Forest Curse Ability. Da, asta poate fi important. Poți să-l obligi pe oponent să schimbe Pokemonul din activ în bench, ce e foarte bun, mai ales că e un Pokemon și nu e un trainer card sau un... De fapt, nu e, este un fel de Lysander într-un Pokémon, de aceea este foarte bun. Adică ai un Lysander free, ceea ce e important. Și mai e și un Talonflame care nu știu dacă va fi prea folosit. Și cam acestea sunt, deci am văzut deck-urile care sunt importante. Aceleași pe care le-ați văzut mai devreme sunt, vor fi importante. Cu noile adiții din Steam Siege pe care le-am discutat acum, însă e posibil să avem și surprize, de la, mai ales de la, aștept de la Ian Mega Break o surpriză, de acolo aștept un nou deck. Să vedem dacă va fi la World acum, la Worlds acum, sau va fi după, după cu siguranță, deci vă spun sincer, cu siguranță Ian Mega va fi un deck folosit, părerea mea. N-am văzut un Greninja Break, însă e posibil să fie folosit și Greninja Break, pentru că nu s-a vorbit despre acest lucru. Și cam astea ar fi, deci Nightmare, Seismitoad, Giratina, bineînțeles Seismitoad cu Water Toolbox, Trevenant, Greninja probabil, Vileplume, Vespiquen și cam atâta. Probabil am omis câteva care încă mai sunt acolo bune, însă cam astea ar fi și cred că cam atât pentru acest videoclip, deja s-a făcut 53 de minute și nu trebuia să fie așa de lung, însă asta e ce să-i fac. Da, cred că voi încheia acum și voi lua un pahar cu apă pentru că gâtul meu este praf. Și da, eu am fost Liviu, vă urez toate cele bune, numai bine și... Vă aștept cu un nou videoclip cu prezentarea de Sun și Moon cât mai curând posibil, sper. Poate chiar după Worlds, probabil. Voiam să fie mai aproape, însă cred că o să aștept să termină Worlds, probabil nu o să ne mai dea așa cu niște informații, sper. Și să le luăm pe toate cap la cap și să discutăm despre ele. Poate atunci o să mi se termine și răceala. Și da, cam atât pentru acest videoclip. Chiar vă invit să urmăriți Pokémon Worlds, pentru că este interesant, este un eveniment interesant, are loc o singură dată pe an și merită, părerea mea, merită să măcar acolo puțin să te uiți, să vezi și tu cam despre ce este vorba. Da. Cam atâta pentru acest videoclip, eu am fost Liviu, urez numai bine, toate cele bune și la revedere!